Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit etalarea pentru luna iulie pentru nativii din Zodia Pești. La cererea voastră, a celor care mă urmăriți deja de ceva timp, am hotărât să readuc aceste etalări lunare pe zodii, dar în schimb voi reduce etalările zilnice, care vor fi mult mai scurte, de maxim un minut, astfel încât să știți în linii mari la ce să vă așteptați pentru fiecare zi din lună, dar o să vă rog pentru mai multe detalii să veniți la aceste videouri lunare și să le urmăriți atât pentru zodia voastră, cât și pentru ascendentul vostru sau pentru orice alt semn zodiacal în care aveți anumite plasamente planetare importante, mai ales dacă aveți în harta natală o aglomerare de 4 sau mai multe planete într-un anumit semn zodiacal, neapărat să urmăriți și pentru acel semn zodiacal etalarea lunară. Și acum hai să vedem pentru nativii din Zodia Pești sau pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau o aglomerare de 4 sau mai multe planete în acest semn zodiacal, precum și pentru cei care aveți în viața voastră niște nativi din Zodia Pești și pur și simplu vreți să știți ce îi așteaptă pe aceștia în luna iulie. Hai să scoatem o carte pentru dragoste, o carte pentru sănătate, o carte pentru bani, carieră, afaceri, situație financiară. Interesant. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici o carte care însumează simbolismul eremitului și al noului de monede. Foarte interesant pentru pești. Aici, dacă vreți să obțineți acel trofeu pe care îl aveți în minte, acea relație ideală, cel partener ideal, va trebui în primul rând să aveți grijă de voi înșivă, să vă asigurați că voi sunteți la rândul vostru capabil să fiți partenerul sau partenera ideală pentru persoana aceea idealizată pe care o aveți în mintea voastră și va trebui să faceți niște sacrificii pentru această relație ideală, această relație model pe care o aveți în mintea voastră. Dacă aveți în viața voastră cineva din zodia fecioară sau poate chiar voi aveți niște plasamente planetare importante în fecioară, fiți foarte atenți la această etalare pentru că o să rezonați mai mult decât ceilalți. Hai să clarificăm această carte pe poziția de dragoste pentru nativii din pești pentru luna iulie. Eremitul clarificat de un alt eremit. E clar că aici fecioarele sunt foarte puternic aspectate în această etalare. Cu treiul de cupe văd niște petreceri, niște ocazii să ieșiți în oraș, niște ocazii să petreceți timp alături de prieteni, alături de oameni dragi, dar mare atenție cu cinciul de bâte, sunt mari șanse de ceartă. O ceartă care izbucnește din ceva foarte banal și nici nu vă dați seama cum efectiv explodează și bubuie acolo problema. Soluția este să vă retrageți. Atunci când vă simțiți atacați, nu dați curs acestor atacuri. Faceți un pas în spate, fiți persoana mai matură, mai echilibrată. Pentru cei care sunteți singuri, aici v-aș recomanda în luna iulie să nu ratați nicio șansă să ieșiți în oraș, să socializați, pentru că aici, prin intermediul prietenilor, este posibil să cunoașteți următorul vostru partener sau parteneră. Pentru cei care sunteți deja într-o relație, aș atrage foarte mult atenție aici asupra acestei cărți, asupra cinciului de pâte. Țineți-vă departe de comportamente toxice, cum ar fi să căutați motiv de ceartă pentru că, vezi, Doamne, împăcarea este foarte dulce, pentru că nu o să fie așa. Aici, dacă căutați motiv de ceartă, o să găsiți o ceartă mai mare decât v-ați putut imagina. Și pentru toată lumea, fie că sunteți singuri, fie că sunteți deja într-o relație de lungă durată, luați acest mesaj al eremitului. Munciți asupra voastră.
îmbunătățiți-vă pe voi înșivă. Dacă sunteți într-o relație, faceți voi schimbările pe care vreți să le vedeți și la partenerul sau partenera voastră. Conduceți prin puterea exemplului, nu prin cicăleli. Dacă sunteți singuri, aici e foarte important să vă asigurați că voi sunteți într-adevăr la nivelul la care vă așteptați ca și viitorul vostru partener sau parteneră să fie. Și dacă faceți acest lucru, aici o să aveți această victorie, acest trofeu de la univers. Foarte frumos pentru nativii din Pești. Hai să mergem mai departe. Aici, pe partea de sănătate, avem Marea Preoteasă, o carte foarte frumoasă care ne vorbește despre abundență, dar și despre posibile excese. Plus că această carte este în acest set de tarot comasată cu energia doiului de monede. Oarecum jonglați între două lucruri. Mare atenție aici pentru doamne și domnișoare. Marea Preoteasă ne vorbește și despre o fertilitate crescută. Prin urmare, aici există un mare potențial să rămâneți însărcinată. Dacă vă doriți acest lucru, profitați la maxim de luna iulie. Dacă nu vă doriți acest lucru, asigurați-vă că o să luați toate măsurile de precauție necesare. În general, Marea Preoteasă este o carte pozitivă. Vine doar cu simbolism plăcut, dar, pe partea de sănătate, poate să vină și cu această atenționare de posibile excese, mai ales excese alimentare. Așa că, dragii mei pești, aveți grijă în luna iulie, cât mâncați, cum mâncați, la ce ore mâncați, nu faceți excese, că de aici s-ar putea să vă vină niște probleme. Hai să clarificăm această carte pe partea de sănătate pentru nativii din pești. Pentru doamnele și domnișoarele tinere, da? Pentru cele care o să aflați în această lună că ați rămas însărcinate, aici cu Regina de Săbii și cu Marele Preot, este clar că va trebui să luați o decizie. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să fie o sarcină cu niște probleme și să trebuiască să vă retrageți de la locul de muncă mai devreme sau să intrați în concediu medical mai devreme decât v-ați așteptat și oarecum acest lucru să vă afecteze în carieră, dar e doar impresia voastră, pentru că aici optul de săbi este o limitare autoimpusă. Dacă vă uitați de fapt la imagine în ansamblu ei, o să vă dați seama că beneficiile acestei sarcini, beneficiile acestei etape de viață la care o să treceți sunt mai mari decât riscurile. Pentru toți ceilalți, aici cu Regina de Săbii va trebui să luați o decizie foarte rece, să renunțați la ceva, poate trebuie să renunțați la un viciu, poate trebuie să implementați un regim sau o dietă foarte strictă. Și aici cu Marele Preot văd că exact același mesaj vă vine și de la medicul vostru, de la terapeutul vostru, doar că voi aveți aici niște limitări autoimpuse. Vi se pare că va fi foarte greu să renunțați la acest lucru sau să implementați schimbările care se cer acum de la voi, dar văd că obiectiv nu aveți de ce să vă faceți griji, pentru că chiar dacă va trebui să renunțați la niște obiceiuri sau la niște alimente, aici cu Marea Preoteasă văd că o să găsiți niște obiceiuri sau niște alimente mai plăcute, care o să vă aducă mai multă plăcere plus mai multă sănătate. Cheia este aici să vă țineți de un program foarte strict, să aveți o rutină bine pusă la punct. Doar în acest fel o să vă eliberați din acest ciclu toxic în care vă aflați acum. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor, a carierei voastre, aici se întrevede un nou început. Cu nebunul, aici clar universul vă aruncă în față niște oportunități mai ieșite din comun, mai ciudate, mai excentrice. Da, sunt și niște riscuri implicate, dar per total lucrurile au foarte mari șanse să iasă pozitiv. Hai să clarificăm acest nebun ca să vedem la ce trebuie să fiți atenți atunci când apar aceste oportunități extravagante, să spunem, sau neobișnuite în viața voastră. Aici este clar.
Alegerea este a voastră. Cu îndrăgostiții, voi aveți aici liberul arbitru, voi luați decizia finală. Și între ce alegeți? Între pajul de monede și asul de monede. Vreți să continuați să fiți învățăcel, vreți să rămâneți în zona voastră de confort, dar de unde știți că nu mai aveți posibilități de creștere, sau acceptați această ofertă de la asul de monede, de un nou început care poate să vă aducă mult mai multă stabilitate financiară. Alegerea este în mâinile voastre. Fiți de asemenea atenți în luna iulie la gemenii din viața voastră, mai ales la gemenii de la locul de muncă. Colaboratori, clienți, colegi, superiori, subalterni, fiți atenți la aceste persoane pentru că vă pot ajuta să vă dați seama mai exact cum stă această situație și astfel să luați o decizie informată. Per total, va fi o lună interesantă pentru pești. Profitați de această etapă în care încă îl mai aveți pe Jupiter, guvernatorul vostru, în propria voastră zodie, în propriul semn zodiacal, pentru că în curând se va întoarce în Vărsător, unde o să stea până la finalul anului. Și acum hai să vedem, înainte să finalizăm această etalare, care este cardul din aceste cărți, Puterea Gândului, care este mesajul frumos cu care pot să vă las pe toți nativii din Zodia Pești pentru luna iulie. Bineînțeles că o să continui să fac și etalările zilnice, nu renunț la ele. Doar că etalările zilnice vor fi reduse, vor fi de un minut pe zi și vreau să vă gândiți la ele ca la niște semne de circulație care vă ajută să vă orientați în fiecare zi. Dar majoritatea mesajelor pentru fiecare lună în parte mă aștept să vi le luați din aceste etalări lunare pe zodie. De ce ar fi indicat să vă faceți o hartă natală, să aflați în ce semn zodiacal aveți ascendentul, luna natală și celelalte plasamente planetare importante, astfel încât să puteți să urmăriți și etalările pentru acele semne zodiacale ca să vă puteți face o imagine mai completă. Și acum să vedem, gândul frumos cu care vă las pentru luna iulie este următorul. Transform fiecare experiență într-o oportunitate. Fiecare problemă are o soluție. Toate experiențele sunt pentru mine oportunități de a învăța și a progresa. Sunt în siguranță. Un mesaj foarte frumos care vine aici și vă confirmă faptul că toate experiențele pe care o să le aveți în această lună sunt pentru binele vostru. Aveți încredere în divinitate, aveți încredere în planul Universului pentru voi și, foarte important, mențineți-vă optimismul cât de mult puteți. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în etalările următoare. Pa, pa!